PNL și Dacian Cioloș. Oameni buni! Liviu Dragnea a condus județul Telorman, a fost din 96 până în 2000 prefect, din 2000 până în 2012 președinte de Consiliu Județean, după aia a fost ministru și parlamentar. Orice s-ar spune, după 16 ani, după 20 de ani de funcție, trebuie să se vadă ceva în urma ta. Nu-ți ies toate lucrurile, dar și acasă se mai vede. Ai mai schimbat un geam, o mobilă. În spatele lui Dragnea nu se vede nimic. Ba da, iertați-mă, județul Telorman este județul din România cu cel mai mare șomaj din forța de muncă disponibilă. Au vreo 11%, dacă bine rețin, în timp ce în țară undeva cam 5%. Asta vrem. E județul cu cei mai mulți asistați sociali din România. Și nu-i normal așa ceva cât timp era 80 de kilometri de București și orice s-ar spune, capitala țării noastre produce 25% din produsul intern brut al României și zona metropolitană încă 15%. Nu-i normal așa ceva. Pe mâna unui astfel domn vreți să dați țara? Și atunci, rugămintea mea, dragii mei, în aceste zile, mergeți la casele dumneavoastră, așa cum facem și noi fiecare. Haideți să le explicăm vecinilor noștri, prietenilor noștri, care e diferența între PSD și PNL, între un partid care, orice s-ar spune, a tras țara asta înapoi, ori de câte ori a depins de el, sau între PNL, care cu toate păcatele lui, cu toate responsabilitățile noastre, a dovedit că poate să ducă această țară înainte. Avem de ales între doi oameni. Dacian Cioloș este primul ministru al țării noastre care administrează de un an de zile România. N-ai cum într-un an de zile să schimbi o țară, că îți trebuie 4 ani și la un oraș și la o comună mai mare. Dar gândiți-vă că toate etajele inferioare, de la prefecți la șefii de servicii de concentrate, sunt PSD-iști. Păi credeți că ăștia s-au spetit ca să meargă bine țara? Credeți că s-au spătit să-ți plătească subvențiile la agricultură la timp, ca tot programul de IT să meargă bine? Nu, dimpotrivă. Au mers cu frâna de mână trasă și atunci normal că nu ați văzut ceea ce ați așteptat să vedeți. Dar gândiți-vă că în anii următori putem fi reprezentați în Europa de un om care a fost comisar european, care știe cum să ne reprezinte cu demnitate, sau de unii oameni care nu o să fie băgați în seamă, o să stea pe la colțuri, pe acolo. Asta e adevărul, oameni buni. Și atunci, cu tot respectul meu, vă rog, faceți ceea ce trebuie pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră și pentru țara noastră. Haideți să facem un